Dănița Chir, cu managerul Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin, a dat drept la replică arbitrului Marian Balaș, cel care visează să ajungă primar în comuna Izverna, iar pentru a-și atinge scopurile politice, în decursul zilei de ieri a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj aberant prin care a arătat încă o dată faptul că se pricepea mai bine cu fluierul decât cu administrația. Marian Balaș, celebru prin ieșirile sale penibile, în cele mai multe cazuri a găsit de cuvință să posteze un mesaj alucinant pe pagina sa de socializare prin care a atacat conducerea muzeului din Drobeta Turnu Severin. Răspunsul a venit prompt din partea managerului Doina Chircu. Ca urmare a postării făcute de Marian Balaș, în care pur și simplu denigrează instituția muzeală pe care eu o conduc, mă văd în situația să fac unele precizări pentru cetățenii din Izverna și chiar și pentru Marian, cel care a făcut postarea. Îmi pare rău că sunt pusă în situația să-i amintesc lui Marian că ne cunoaștem de zeci de ani și că el și Roxy au fost doi tineri pe care eu i-am susținut și i-am ajutat destul de mult și nu am cerut niciodată de la ei decât respect. Respect pentru mine, dar mai ales respect pentru oameni. Fac precizarea că postarea făcută de Marian Balaș este plină de neadevăruri, ca să nu spun altfel. De fapt, Marian este cel care folosește în postare niște imagini cu personalul muzeului. În imagini pot fi văzuți foarte bine specialiștii muzeului, care la chemarea lui s-au deplasat la Izverna pentru a vedea despre ce este vorba, șefa secției de arheologie istorie și cei doi arheologi, Marian Neagoie și Paul Dinulescu. Această echipă s-a deplasat la Izverna și a constatat că, într-adevăr, Izverna este un loc încărcat de istorie, dar i-au explicat lui Marian că pentru a face cercetări arheologice în perimetrele pe care el le-a indicat, este nevoie să se respecte legea și să se facă niște demersuri legale. Noi ne așteptam ca el să facă acest lucru și să nu facă postări ieftine pe Facebook, astfel încât să inducă în eroare cetățenii. Deci, ori nu știe legea, ori nu vrea să citească, ori are de gând, ca și pe viitor, să nu respecte legea. Noi, ca instituție publică, nu ne permitem să nu respectăm legea. Se fac demersuri legale către Direcția Județeană de Cultură, către muzeu. Noi, în urma acestor demersuri și în urma adresei primite de la Direcția Județeană de Cultură, ne adresăm Comisiei Naționale. Comisia Națională analizează documentele transmise de noi și de Direcția de Cultură și autorizează echipa muzeului pentru a face cercetările respective și stabilește și condițiile și caracterul cercetărilor făcute la fața locului. Deci Marian a fost consiliat de specialiștii muzeului, dar nu a făcut nimic din ceea ce trebuia să facă. Stau și mă întreb, dacă va ajunge primar în Izverna, va călca legea în picioare, cum a făcut-o acum? Este nedrept să denigreze instituția muzeală, pentru că, de asemenea, când a invitat specialiștii de la secția de etnografie și artă populară, șefa secției s-a deplasat la Izverna, a luat act de ceea ce Marian a făcut acolo și numește muzeu. Chiar l-a consiliat că a spune muzeu la ceea ce a făcut el este prea mult. Muzeul se realizează pe baza unor demersuri legale, deci a doua situație în care Marian nu a învățat și nu citește legile și nu face ceea ce trebuie. Ca să-i spui muzeu la o casă în care tu te-ai străduit și ai adunat niște bunuri culturale, trebuie să îndeplinești niște condiții și pe baza acestor condiții intri în analiza Comisiei Naționale a Colecțiilor și Muzeelor și Comisia Națională decide dacă acela este muzeu sau nu. Dar eu vă spun că acela nu poate fi muzeu, poți să-i spui o casă de la Izverna, o casă țărănească, o casă a valorilor culturale, o casă a tradiției, dar în niciun caz muzeu. Pentru că un muzeu presupune bunuri culturale clasate, presupune specialiști, sunt foarte multe condiții pe care trebuie să le îndeplinească pentru a avea statutul de muzeu. În concluzie, deși a fost sprijinit de Muzeul Regiunii Porților de Fier, fapt care dovedește că muzeul nu are stăpân așa cum sugerează în postarea de pe Facebook,
Marian a ales să-i mintă pe cetățenii din Izverna și pe toți cei care îi urmăresc postările pe Facebook, iar eu mă văd datoare să-i spun că dacă va fi primarul Izvernei, mă rog, eu doresc succes tuturor candidaților, e nedrept să-și ia prizonieri în lupta politică o instituție de cultură care l-a respectat și pe el, a respectat cetățenii din Izverna și are respect și față de actualul primar al acestei localități. Îi sugerez că dacă va ajunge primar, să citească legile și să nu le calce în picioare ceea ce face la momentul acesta.